Am abordat tinerii pentru că le-a permis programul în momentul de față să poată să participe la un curs. Dar asta nu exclude implicarea profesorilor, informarea lor legată de aceste moduri prin care se poate discuta în cadrul școlii. Pentru că nu sunt până la urmă lucruri foarte complicate și pot fi însușite și folosite de către profesori, având o experiență foarte bogată în ce privește psihologia copiilor și a experienței profesionale, deci cunoscând problemele cu care ei se confruntă, atunci le pot face mai ușor față. Și probabil că în foarte multe cazuri nu va fi nevoie de un mediator, decât, eu știu, situații excepționale în care chiar nu se ajunge la o soluție de comun acord și e nevoie Și de. apare al treilea ochi ca să vadă mai neutru problema Exact. Sau al patrulea, depinde de situație. de situație. Da. Vorbeam de ochiul magic. Adrian, care e legătura dintre voi doi? Că nu întâmplător sunteți aici. Dacă îi tot așa să dau un răspuns cu istorie, ne-am întâlnit prima dată în cadrul facultății pe care o urmez. Întâlnirea ne-a fost facilitată de una dintre profesorii mei și mai apoi, prin intermediul organizației pe care o conduc, i-am făcut propunerea de colaborare domnului Răzvan, după care împreună am construit ideea unui training în care să atragem elevi de la toate liceele din Bistrița, idee care mai târziu, așa cum se vede, s-a și materializat și e în plină desfășurare. Și se pare că ideile noastre nu o să se oprească aici, adică loc de muncă există în continuare. Cum reușești să faci față la atâtea activități? Știm că ești implicat în foarte multe, încât să colaborezi în bună armonie și să nu încurci pe niciunul și pe nimeni. Răspunsul e că se poate de simplu, greu. Adică trebuie să te împarți între școală, între partea de voluntariat, care până la urmă ocupă cea mai mare parte a timpului, și să încerci să faci și o treabă bună, eventual și pe alte planuri, acasă, cu prietenii și mai departe. E destul de dificil să le îmbini, dar satisfacție maximă, așa că nu e greu să te lași de voluntariat. Și pentru că data trecută vorbeam de integrare socială, ajută medierea la această integrare socială? Răzvan. Aici, probabil că întrebarea aceasta ar trebui să le punem celor care au trecut printr-o mediere. Sigur Păi că tu treci în fiecare zi, ai cazurile în fața ta și poți să vezi din exterior. da, în special probabil pe conflictele administrative, ce anumite conflicte structurale, cum le numim noi, am putea să facem o analiză la un moment dat. În momentul de față, poate că e prematur, neavând o cazuistică foarte, foarte bogată. Păi, de regulă, de ce am pus această întrebare? Între adolescenți pot interveni diverse conflicte în funcție de adaptarea între rase, între religii. Văd în liceu de muzică, suntem niște confesiuni diferite și mai apar așa mici dispute, mici dialoguri mai tăioase. Bine, care se atenuează și dispar de la sine. Dar cum vezi tu, ca și mediator? Privind prin prisma adolescenților. Prisma adolescenților, ei sigur se confruntă cu un conflict permanent cu ei înșiși și evident că acesta se manifestă și în Practic, sunt exterior. propriile lor întrebări, cu voce tare. Da, la care de multe ori nu găsesc răspuns sau nu găsesc răspunsul așteptat din partea adulților, însă e foarte important să fie ascultați. Cred că aici medierea sau orice altă formă de dialog constructiv poate să vină în sprijinul lor și nu numai, pentru că există interes și din partea familiei și din partea profesorilor ca lucrurile să decurgă bine, să fie ascultați, să li se ceară părerea, pentru că chiar au inițiativă, au idei foarte bune. Și de ce să nu recunoaștem? Își cunosc foarte bine nevoile pe care ei le au în perioada aceasta, pe care noi, adulții, poate că le-am cam uitat sau nu vrem să ni le mai amintim. Ei fac parte din societate, sunt viitorii adulți și contează sau este important cum sunt tratați încă de pe acum, pentru că și ei se vor obișnui la fel să trateze cu cei mai de vârstă, mai tinere decât ei.
De asta cred că componenta educațională are un rol foarte important, componenta educațională a medierii. Sigur că profesorii au în permanență în vedere așa ceva, însă încerc cu medierea să mai adăugăm ceva util pentru ei și pentru școală și pentru familie, pentru viitor. Eu sunt trăsănesc să întorc întrebarea, să o reorientez către tine, pentru că Te știi că rog. ai și statutul de profesor, dacă Cum se la consideri. provocarea pot fi întrebările reciproce. Pentru că tocmai ai adresat întrebarea dacă e un instrument util de lucru cu elevii și aceeași întrebare o orientez către tine în poziția de profesor și eventual chiar și de ce. De ce aș atenua conflictele sau? Dacă găsești medierea a fi un instrument util de lucru cu elevii și în. Da, categoric. În primul rând, cea mai bună metodă pe care o aplic, poate inconștient, că de asta am spus că ne naștem cu anumite abilități pe care le aplicăm, este negocierea. Primește așa, dacă faci și tu, și încercăm să ajungem la un consens. Și atunci se aplică regula medierii, chiar a conflictelor, marilor conflicte, mai ales că lucrez cu 40 de elevi, că sunt profesor de ansamblu coral, atunci conflictele se nasc involuntar. X a greșit acolo, Z nu a cântat, n-a respirat și atunci ajungem să spunem că nu greșeala în sine este cauza și spiritul de echipă și trebuie să învățăm să ne tolerăm unii pe alții și micile greșeli, de fapt, să creeze frumusețea întregului. Și dacă nu ne oprim în greșeli și în factorii care avem tendința să credem că ne distrug, de fapt, greșelile ne ajută să evoluăm. De fapt, ăsta e scopul principal pe care trebuie să-l percepem cu toții, și cei mai mari și cei mai mici. Că, de regulă, la un moment dat ni s-a implementat, vezi să nu greșești, vezi să nu greșești, și cred că de aici apare principalul conflict în ceea ce mă privește pe mine vis-a-vis de elevii mei. Da, asta Și atunci. apare încă de când suntem mici. Deși am avut plăcuta surpriză, că chiar săptămâna trecută, dacă bine mi-amintesc, să văd în parc o familie cu un băiețel de 5-6 ani care învăța să meargă pe bicicletă și care, evident, a căzut la un moment dat. Dar trecând pe lângă ei, chiar în momentul acela, am fost foarte plăcut surprins să-i aud pe părinți că spune: "E regulă, du-te, asta e, ai căzut acum, o să mai cazi și asta, dar du-te și mai încearcă." Și amândoi părinții spuneau Da, lucrul acesta. pentru că în momentul în care încerci să eviți greșeala, îi elimini și frica. În momentul în care zici, vezi că ai greșit, că nu ești atent, nu știu ce, dezvolți atâtea elemente negative în interiorul lui și se creează conflictul interior și Chiar normal că. mai grav îi spui că vei greși sau ți se va întâmpla, Și așa. atunci nu mai vede soluția mai Eu departe. am să-ți adresez întrebarea pentru că sper ca toți cei care se uită să-și adreseze aceeași întrebare. Adică este într-adevăr medierea un instrument util pentru că de acolo se poate porni și construi o discuție la nivel de Bistrița și la nivel de țară. La nivel de individ, prima dată, De individ, și de evident, acolo pornește totul. școală, Evident. familie, practic în toate domeniile. Sper să devină medierea un liant, ca să spun așa, care să facă lucrurile să se miște mai ușor sau mai constructiv, Răzvan, când ai atât în fost școală. adolescent, care a fost cea mai mare dorință a ta? Că uite, a evoluat în așa fel încât să devii mediator. Te Te-ai referi visat la visul? vreodată? Mediator, cu siguranță nu m-am visat, dar Așa, cum ți-ai văzut?